station. Salutare, salutare și bine m-am regăsit, doamnelor și domnilor, aici alături de radio, una dintre emisiunile foarte interesante și favorite a tuturor radioascultătorilor. De data aceasta am făcut rost de un radio pirat, adică Radio Tropical. Toată lumea și mai aduce aminte de Radio Tropical de pe vremea anilor 2001-2002. Își mai aduce aminte și de Soarea Tropicală, adică Tropicana, tot în anii 2001-2004. Iată că Radio Tropical a ajuns să fie și alături de Radio Stil FM. De data aceasta DJ-ul, care era foarte ascuns, care nu prea vorbea cu toată lumea și nu prea răspundea întâlnirilor, este chiar acum alături de noi. Bună seara, domnule! Bună seara! Cum te numești, domnule? Ionuț și conduc Radio Tropical. Bun, dacă tu conduci Radio Tropical, înseamnă că sora ta conducea radio cum? Radio Tropicana. Bun, deci aveți fiecare câte o porție de tropican, tropical și tropicana. Da, bun. Bun, deci cam cum erai tu văzut pe vremea aceea în Stălăjan, cartierul de unde emiteai? Da, exact, eram primul în Stălăjan cu un KT-907. Sora mea de la Tropicana avea un KT-922, deci eram cunoscuți cu putere pe emisie pe cartier. Da, într-adevăr, erați cu puteri foarte bunicele de emisie. În primul și în primul rând aveați unul aproape de 8W și celălalt aproape de vreo 11W. Bun, deci prin aceste puteri să înțeleg, pentru că v-ați adunat foarte mulți oameni, v-ați adunat prieteni. Una dintre amintirile cele mai mari, dacă poți să ne spui, de prin anul 2002, cam cum te vedea lumea când erai în direct? În 2002, țin minte că aveam număr record de telefoane. În direct aveam aproximativ 123 de pe noapte. Porneam de la 7 seara și până la 2 dimineața. Aveam distracții, nu glumă. Da, bineînțeles, la asemenea telefoane și la asemenea căutări de lume, să iau o dedicație, să dea o dedicație, pardon, și să se asculte o piesă și așa mai departe. Bineînțeles că era favorit radioul pentru toți radioascultătorii, pentru că avea varietate foarte mare de muzică. Nu era glumă, într-adevăr, era distracție. În primul și în primul rând, mai spune-ne ceva. Eu vreau să te întreb acum, prietenește, cam câți ani ai tu în momentul de față și de ce vorbești așa mai șontâc, pentru că vorbești un pic mai diferit față de lume? Spune-și tu o parte mai adevărată. Asta este, strângem din spate, strângem din dinți, dar asta e, de spune și adevărul. Este adevărat, am 22 de ani, din păcate. Nu prea mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut munca și să fac piraterie FM, recunosc. Asta este. Bine, ai recunoscut, asta este o parte foarte bine, adevărul niciodată nu doare. Mai bine spui adevărul, pentru că mulți pirați au fost într-adevăr care nu au recunoscut acest lucru, au făcut piraterie în FM fără a cunoaște bazele, mai ales ale piratelor și nu numai. Bun, revenim la partea noastră interesantă. Povestește și mie pentru finalul acesta de, să spun așa, de prima parte, cam cum era varietatea la tine în postul tău pirat de radio, adică la Tropical. La Tropicalul tău, cam cum era varietatea? Deci varietatea era de muzică, era de amestec total la mine.
între muzica veche și muzica nouă. Sora mea, cu amintirea, ea avea muzica ei, evident, cu voci feminine, și emisiunea cu una dintre colegele ei de școală, cu și despre piese bune și cu voci și masculine. A, să înțeleg că fiecare aveți cu programele voastre separate, foarte interesant. Da, iată că de data aceasta am mai aflat de la un post pirat de radio câteva idei foarte interesante. Ce am notat eu? În primul și în primul rând, cu tranzistoare foarte populare ale vechii piraterii, pentru că noi am făcut de ziua piratului, am făcut una dintre cele mai frumoase amintiri, KT-907 de exemplu, și KT-922, 233, 53, 33, 75, 36, 32 fiind tranzistoare cele mai populare, s-au făcut foarte cunoscut, având peste 120 de telefoane pe noapte. Și chiar între orele 7 și 2 noapte aveau o distracție foarte intensă cu o muzică foarte variată. Erau două programe diferite, cu două frecvențe diferite. Unul era tropical și altul era tropicana. Iată că de data aceasta două voci interesante s-au auzit în FM-ul bucureștean. Un om de 22 de ani este Ionuț și sora sa de... 27 de ani. 27 de ani este sora ta. Oh, ia uite, unul de 22 și unul de 27. Deci acum, vă dați seama dumneavoastră, dacă ar fi să imită în FM în acest moment tropicalul și tropicana, iată că s-ar mai face din nou distracție. Mă, pentru momentele următoare, dacă toți suntem la emisiunea de la Radio Pirat de pe vremea aceasta, zici și tu o piesă interesantă de pe vremuri care făcea furori în lume. Adică lumea care scria pe mesaj, ce scria pe mesaj lume, cam ce piesă să pui pe vremuri. Zi-mi și mie o piesă din toate piesele care... Una dintre ele, la preferință, exact cam ce te punea lumea să pleiezi pe vremea aceea. Pentru că sigur erau piese foarte interesante pe vremea aceea. Una dintre ele, ia adu-ți aminte. Dacă nu tu, una care o punea sora ta. Dr. Alban, It's My Life. Asta o să prin SMS-uri. Deci să înțeleg că și muzica veche o ai foarte cunoscută, nu glumă. Haide să auzim It's My Life, pentru că după care o să revenim aici în forță la Radio Stil FM și în emisiunea radio. Deja au trecut 6 minute și 30 de secunde. Daniel Zvartoș și alături de noastră și Ionuț, a.k.a. Radio Tropical. Acum pot să spun eu, savurați adevărata piraterie în direct, pentru că doi DJ-i ai piratelor de pe vremuri încă sunt în direct și în aer. It's my life, it's my life, my world, it's my life.
Hands up, hands up, hands up. Așa, 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 așa. Mai bună muzică. Kick-Ass Radio Energy. Sfărtuși de aici din pupitul tehnic Radio Stile FM în radio pentru tot, la știrile care contează din Open Media și Standard Media ale orei 0. Prima informație în această dimineață: revelionul și distracțiile de peste an. Stile FM s-a gândit la tine pentru acest lucru. Stile FM a făcut rost de un DJ și mai ales pe lângă DJ a mai pregătit pentru această noapte dintre ani un spectacol surpriză de pe terasă ca în fiecare an. Oricum, pentru acest an se va încerca una dintre distracțiile cele mai interesante, retransmisiile de la fața locului unde distracție este întoi. Pentru aceste detalii, vă rugăm, ascultați grupajul informativ al orei 21 din această dată de 31 decembrie. Acesta a fost grupajul informativ cel mai important al zilei de 31 decembrie. Pentru momentele următoare, las grupajul informativ din vreme să vină aici alături de dumneavoastră prin vremea scurtată de aici, de la Radio Stile FM. Vremea scurtată de la Stile FM aduce termometre radar ale capitalei. În nordul capitalei se înestrează temperatura de 0 grade Celsius la liceul... Nu, în nordul capitalei, la Aricoander. La partea de vest a Bucureștiului se înestrează temperatura la liceul industrial auto de minus 1 grade Celsius, cea mai scăzută. La fel, minus 0,8 grade Celsius se înestrează în acest moment pe partea de est a Bucureștiului. În sud se înestrează, culmea, o temperatură ridicată, adică o temperatură de 0,6 grade Celsius. Cel mai ridicat avem acum pe termometre, 1,3 grade Celsius în Piața Unirii, adică centrul capitalei. 002 indică ceasul în acest moment. Iar pentru momentele următoare las microfonul deschis pentru că trebuie să sosească distracția cea mai interesantă, emisiunea Radio Pirat de data aceasta, cu nimeni altul decât Daniel Zordu și domnul Ionuț de la Radio Tropical. Hands up, hands up. Hands up, hands up, hands up. Așa, 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 să se mențină ritmul pentru hands up în momentele acestea. Ia zi, muzica bună este muzica veche, nu? Da. Care era mai atent la muzică veche, tu sau sorta? Eu. Ia uite-l ce recunoaște. Mă, e bine că recunoști că aveai muzică veche multă. Dar sorta se oftica când puneai tu muzică veche? Ei, acum mă uit după ea dacă se oftică sau nu. Păi bineînțeles, trebuie să spunem și chestiile astea. Că știi foarte bine, între doi frați, fate, dacă pune unul ceva mai bun față de altul, s-ar putea să iasă râcă sau cearta. Uneori poate să iasă de bine. Nu, eram la fel, de ce să mințim? E bine, show-ul continuă. Ia să vedem. Mă, ca conspirații. Mă, cum erați voi, mă? Ce antene de emisie aveți? Mai mă, să spunem și detaliile tehnici. Eu aveam o antenă de emisie făcută de un vecin, era de un metru și jumătate. Mă miram la cât de mare, că mă aud foarte departe. Dar de unde? Sora avea o antenă făcută de un vecin, Tavi,
cel ce a făcut emițătorul pirat din telescopica de televizor. Parcă așa mi-aduc aminte. Deci avea antenă făcută din telescopica de televizor. Ei, da, să știu, știu că există. Există și acum în piraterie multă lume care au verificat cu o aparatură sofisticată că dacă îți reglezi antena cu telescopica de la televizor, poți să scoți reflectată mai mică și direct mare, chestii de genul ăsta. Multe au încercat așa și ei calculau cam cât e antena. Mă, să știi că dintr-o antenă telescopică poți să scoți o antenă adevărată, dar asta nu, nu mă ia râsul dintr-o dată. Nu pentru un pirat ca voi, cum erați voi, nu, pentru ăștia care vor să se chinuie, care vor să scoată zeamă dintr-o antenă. Știu eu, multe personaje care scot zeamă din antene. Bun, revenim la distracție. Mă, tu cum te vedeai, mă, pe vremuri în zona Sălăjeanului? Cam cum te vedeai printre pirați? Pentru că erau acolo pirați cu droaia, erau, cu kilogramele. Da, recunosc că am fost unul dintre pirații model de pe frecvența de 105,5 MHz și ulterior 103,2 MHz. Sora mea era pe 107,3 MHz și ulterior, de la cearta cu radio Boss, a urcat pe 107,7 MHz. Ei, când era pe 107,7, mi-a adumit că aminte că eu am prins de câteva ori când m-am dus spre, prin 2004 undeva, pe 2003-2004 m-am dus spre liceul industrial auto spre liceul ATV Titan, spre capătul tramvaiului 27, tramvaiul 15, m-am dus eu pe acolo. Nu știu ce căutam eu pe vremea aceea, nu mai țin minte ce căutam pe vremea aceea, dar țin minte că m-am dus pe acolo și am auzit, eram cu aparatul de radio Magnu când m-am dus pe vremea și am auzit-o pe sora ta, am auzit-o, țin minte clar că am auzit-o pe 107,3 MHz și țin minte că am auzit-o doar pe 107,3. Deja era, cred că, rezolvată treaba cu Radio Boss, dar știu că a emis și pe 107,7, că pe vremuri unul dintre pirații sudici, Impactul, și el a acuzat cu dată problema cu ea în unele zone ale cartierului. Dar oricum, ea emitea restrâns pentru cartierul Sălăjean. Recunoști faza cu pirații de pe vremuri? Da, recunosc. Unul dintre pirații cei mai interesanți de pe vremuri, care ți s-a părea, ți s-a părut cel mai mult expert? Deci expertul ți s-a părut cel mai interesant. De ce ți s-a părut expertul foarte interesant? Ce s-a părut foarte mult? Nu știu, avea melodie diferită. Melodie, melodii diferite. Avea și mai multe melodii și mai multe noi avea și îmi plăcea, emitea pe frecvență mare. Emitea cu putere mare la distanță mare, cu frecvență mare. Știu ce vrei să zic, te înțeleg. Slavă Domnului că te înțeleg, pentru că sunt multe care le înțeleg și chiar pe înțelesul vostru. Da. Bun. Acum ne mai povestește-ne tot pe ultimul 100 de metri, pentru că mai luăm o piesă frumoasă. Mă, cam cum era muzica la tine? Dacă tot vine vorba de muzică, de kilogramele de muzică ale voastre, mă, haideți să spunem așa mare. Mă, dacă era prin 2002, încă voi mai aveați casete sau trecuserăți la CD-uri? Oare? Ia spune de cam cum era pe vremea aia. Da, aveam casete, nu numai CD-uri, aveam în calculator aproximativ 2500 de MP3-uri. Era site-ul de la Zoul, de unde coboram cu kilogramele, pot să zic, kilograme de melodii coboram. Bun, deci erai cu cântarul, puneai MP3-urile în cântar, de fapt în calculator pe hard, și după aia puneai hardul pe cântar. Da, da. Și așa erau kilogramele. Nu kilogramele, tonele. Tone de muzică. Ia uitați, doamnelor și domnilor, cum își face omul tone de muzică. Nu făceam, mai glumeam cu prietenii. Mă, într-adevăr, era o parte interesantă pe vremuri pirateria, într-adevăr.
Hai, ce vremuri interesante. În 2004 țin minte că aveam 2700 de împedrări când am pornit la drum cu piratul. Mamă, dacă te aveam. Acum, dacă ar fi să pun pe un hard de 120 de giga, cred că sunt vreo 20 ceva de mii de piese. 22-23 de mii. Dar acum, dacă mă scurmăresc eu un calculator, găsesc, stați o secundă, 11.699 de piese. Puțin. Apă de ploaie, deci eu pot să zic că în calculator e apă de ploaie. Nu pot să mă bag în laudă. Sunt mari boși care au aproximativ 48-50 de mii de mp3-uri care i-am văzut. Te lauzi cam cât mp3-uri ai avea tu, să zic așa, în mare. Cam câte ai avea tu? 1700 de împetrări. Înseamnă că tu nu prea mai ești fan al fizicii. Ia uzi, are 1700. Deci înseamnă că ești mai rău muzica aia. Să mă gândesc eu, sora ta, cam câte împetrări are sora ta? Dacă mă gândesc, mai vine 32.000, dacă nu mă înșel. Deci sora ta este melomană, bineînțeles, melomană, mi-aduc aminte. Și vrei să spui că piesele sunt numai cu fete sau numai cu băieți? Numai cu băieți. Oi, auzi, agață băieți prin muzică. Bun. Bun, revenim în momentele următoare. Dar până în momentele următoare mai am ceva de spus pe aici. Că mai avem o piesă interesantă de ascultat. Tot prietenul meu trebuie să-mi o spună. Așa, pentru momentele următoare, cam ce piesă ai putea să pui și să ne spui că o puneai tu pe postul tău pe era de radio. Da, românească să fie, să nu fie străin, era frumos. Da, era Topeu de Brofaș. Puneam pe radio la mine mai mult de astea românești și vechi. Una dintre ele era Topeu de Borfaș. Bine, vagabonții din Sălăjean nu dau înapoi niciodat. Îmi place melodia asta, mi-aduc aminte de vremurile vechi. Yeah, G. Încă o dată cea mai fidelă fată s-a întors să arate la fraier ce poate să facă marihuana. Joc băieța și de cartier la familia și 99. Să vorbesc ca iurea, cum cred unii bonețași. Nici să fac un impresar, am tupeu de borfaș. Aici e București, nu e nici est, nu e nici vest. Nu mă interesează lupta altora, nu-i lupta mea. Sunt prea mulți impresari, nu știu cu care să încep. Toți cred că dacă ascultă muzică, știu să facă revorbiți. Numai despre noi n-aveți niciun mesaj în fața microfonului, însă aveți cu toți curaj. Nici bine n-ați apărut, vă credeți bonețași. Fraierilor, stați deoparte, am tupeu de borfaș. Mi-aduc aminte când era și eu la început. Toți mă priveam de sus, acum i-am făcut. Am în stânga, dreapta, băiețași, gata să sară pentru mine. Când pentru vagabon și ca nu să o fac bine. Dar fraierii, cred că sunt obsedați. S-a culcat oameni normali și s-au trezit bazați. Coleg, suntem mult în față și tu știi. Putați-vă măcar ca bărbați, nu ca niște copii. Totul s-a terminat, v-ați dus de râpă. Imperiul vostru se distramă, șeful plânge ca o târfă. Calci
face fraierii în picioare. Nu lăsa capul joc pentru că doare și mai tare. Bulangiilor le place să se rupă în figuri, să se dea vazați, de fapt ce se încă-s fraier sigur. Dar gata, s-a terminat, acum nu mai îndur. Faceți figuri ca trofele când le pui mâna pe cur. Suntem cristale false care când le ating se spar. Gelozie și invidie e tot ce aveți în cap. Muzica mea aduce plăceri, dar și dușma. Viața e mai complicată ca un poker pe mulți bani. Sper să rezist până la capăt, nu cedez. Oricum mai bine mor decât să-mi genunchez. Strâfele vor să-mi tragă țeapă, bă, e zași. Nu vor să-și vadă de treabă. Mulți îmi găsesc defecte, impresii cap și de zi. Cât un fraier se crede băiat, băiat. Fac sălăzeanu, cunoscut peste tot. Și caut să am în ochii tuturor un loc. Fraierilor sunteți ca 100 parani false, bă, e zași. Am tu pe de pe flash. Strigă-ți la familie, gata că sunteți cu mâine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigă la familie, gata că sunteți cu mâine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigă la familie, gata că sunteți cu mâine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigă la familie, gata că sunteți cu mâine. Dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Strigă la familie, gata că sunteți cu mâine. Vedetele de cartier sunt cu mâine. O să-și ia înapoi fiecare palmă dată. Vorbim despre viață de cartier, fraților. Viață despre care voi nu știți. Am ascultat la Stil FM Tupeu de Borfaș, o piesă ce rula pe radioul nostru Tropical FM Zvartoș. Ți-a plăcut prezentarea? Mă, zic să spun că mi-a plăcut, dar cam cu cititul cam citești cam mecanic, asta este, de? Mă, ca să faci distracția, da, te înțelegem, dar ca să... să ne punem pe ale pirateriei în momentul de față, dacă tu ai vrea să te pui pe mâna pirateriei, trebuie să stai să exersezi. Mă, eu am o întrebare la tine. O întrebare așa prietenească. Bă, cam de cât timp n-ai mai exersat tu? Știi că tu trebuie să faci o exersare ca să fii post pirat. Da, am aproape 3 ani de când nu am mai încercat să vorbesc și mă simt ceva cam roșinos și pe lângă asta am și ceva emoții. Vocea mea e prea necontrolată și nu mai am curaj să emit. Nu am softuri să-mi văd audio ca de la tine. Da, da, înțeleg. Într-adevăr, unii oameni se înțeleg, da, uite, tu vrei să te controlezi când emiți, nu mai vrei să fii din ochi și urechi. Da, este adevărat. Înainte foloseai ochi și urechi și ce foloseai ca să te reglezi? Cum îți dădeai tu seama că te reglai, când te reglai tu, când transmiteai? Depinde, câteodată mă mai luam și după alții mai copiam câte una câte alta. Mai luam și de la mine. Depinde de cum era afară. Am înțeles. Te luai după ce era pe afară, după posturile pirat care erau pe afară. Într-adevăr, da, toată lumea se lua unii după alții, de copii, recunoaște exact situația care era. Bine că recunoști, că multă lume nu prea recunoaște chestia asta, că se orienta, punea urechea într-o parte și după cum venea în ureche, așa se regla și la mine și la ăla și la ăla și la ăla. Da, 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 bun. Mă, pe final de emisiune de Radio Pirați, mă, ți-ar mai place să faci piraterie? Uite, de exemplu, să fii aici, să vii la mine, să faci piraterie, ți-ar mai place? Ți-ar... A? Să recunosc, da, sincer. Și unde s-ar face să faci piraterie? La mine, la tine sau dacă ar fi la tine și să ai sculele necesare? La mine și să am sculele necesare, așa cred că e mai bine. Și cam cât ai mai vrea să te auzi tu acum, dacă ai vrea simți? Un an jumate, cam așa. Să te auzi un an jumate, un an și ceva, înseamnă că tu vrei să emiți cu putere mică. Cu putere mică, că dacă ar fi putere mare, m-ar încălța poliția. Am înțeles. Bine că recunoști. Mă, puterea mică la tine cât e? Un cartier, un bloc, două blocuri, cât ai vrea? Hai, zi-mi așa, în kilometri. Un cartier. Cam în câți kilometri?
Un kilometru, un kilometru jumate, doi, cel mult trei. Îți zice ceva tranzistorul ăsta 2N3553? Da. E, dacă ai folosit ăsta, crezi că ai emite bine cu el? Da. E, deja a început să surâzi. Văd că ți-aduce aminte de vremuri. Bine. Bun, gata. Momentele acestea sunt momentele finale decisive. Lumea se distrează și nu numai. Mă, pe final, o piesă până se manilizeze FM. Până. Spune și tu o piesă până se manilizeze. Manilizeze FM-ul, mă scuzi. Mă chinui să pronunț manelizarea asta. Apropo, tu ai pus manele? Nu prea multe, am pus, să fim sinceri. Ai pus și tu câteva manele, bun, recunosc. Dar în afară de manele, lăutărească, ai pus? Cred, nu mai mi-aduc aminte, sincer. Dar muzică de petrecere? Muzică de nuntă? Da, am pus. Zi repede o piesă să încheiem emisiunea radio. Orizont, cazanul. Aha, cazanul de țuică. Mergem la moldoveni și bem țuică de prune. Da. Hai să ascultăm că mie îmi place și să fie pentru moldoveni cu cazanul lor. Și bineînțeles, un dragi ascultători. Țineți-vă bine și data viitoare poate să mai vină în vizită și încă un alt pirat de pe vremuri. O să culegem pirați cu pirați toată vremea cât va fi Radio Stile FM în picioare. Mai bine să se recunoști că ai fost pirat decât să te ascunzi pe la colțul și să vorbești și să te lauzi. Lauda tot timpul nu prea miroase. Nu miroase, a bine știți că miroase urât tot timpul lauda. Acum, în direct, am avut un om care și-a spus și imaginea piratului și imaginea sa și mai ales puțin din aceeași asta. Bun, rămâne ca data viitoare să vedem și alți pirați. Până atunci, ne simțim exact cum ne-am simțit la Tropical FM. Dar aici, autor de Stile FM și emisiunea radio. Emisiunea radio care spune singur cuvântul. Radio care își va spune singură cuvântul, pardon, referitoare la piraterie. Radio Pirat. Ajută că mi-e luai, să muiere ce mai stai. Că-mi este norocul noc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-e luai, să muiere ce mai stai. Că-mi este norocul noc, aruncă lemne pe foc. Să fac rachiu cu cazanul, să beau din el până la anul. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc des. Să fac rachiu cu cazanul, să beau din el până la anul. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc des. Ține-l, Doamne, ține-l bine, el de-a pus coada la pune. Cine-a scos seama din ea, să-l ai pe omul ce bea. Ține-l, Doamne, ține-l bine, el de-a pus coada la pune. Cine-a scos seama din ea, să-l ai pe omul ce bea. Cum să nu fie necaz, Vasilică-i bea pe o teaz. Ba dracu cu mâna mea, cazanul de noi mai da. Cum să nu fie necaz, Vasilică-i bea pe o teaz. Ba dracu cu mâna mea, cazanul de noi mai da.